După ce s-au antrenat cu manechinul Mitică, luptătorii giurgiuveni vor participa în datele de 27 și 28 martie la turneul național Cupa Oltului, organizat la Râmnicu Vâlcea. Echipa de luptă a Clubului Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu a primit invitația de a participa la o competiție importantă de lupte greco-romane, competiție organizată de Clubul Sportiv Chimistul din localitatea Râmnicu Vâlcea. Competiția va fi un bun antrenament pentru Memorialul Vasile Popescu, concurs de lupte ce se va organiza la Giurgiu în data de 18 aprilie. Trebuie să spunem că această invitație a venit în urma participării noastre cu rezultate foarte bune în ultimele 6-7 concursuri, când sportivii noștri au venit, s-au clasat în primii 5 în marea majoritate a competițiilor. Secția de lupte a clubului CSM Dunărea Giurgiu cuprinde aproximativ 50 de sportivi, însă nu toți au fost aleși să participe la următoarea competiție. Ne-am pregătit să deplasăm un lot format din 10 sportivi. 10 sportivi, cei mai buni, cei care au o șansă reală de a urca pe podium.